O zi frumoasă de sărbătoare, 21 ianuarie, am venit încă o dată, dobroatorii mei, așa cum v-am promis. Uite-l pe Alex acolo. El a venit un pic mai devreme astăzi. E tot așa frumos, exact așa au anunțat la știri. Uitați-l acolo. Aha, abia a venit și s-a încălzit. S-a încălzit de brother-ul. Ok, astăzi vreau iar să vin cu el la Arad. A făcut băiatul în partea alaltă o treabă, iar acum o să-l mai vedem la treabă a doua oară. O să vin, cred că o dată pe săptămână, zic, cu brotherul nostru aici, pe zonă, să vedem ce face. A făcut în partea alaltă, dacă vă uitați, și mai are aici altă parte. Deci asta e continuarea părții celelalte. Ia să vedem unde las mașina. Hai să o las aici. Hai că e ce trebuie, haide că e ce trebuie. Am venit cu baba mea astăzi, cu XXX, a trebuia să vin cu smartul. Mă așteaptă brother-ul aici. Ia să-l vedem. Ia să-l vedem pe zonă. Socor gom. Vreau să mănânc și eu. Îți place șapta mea? Hai, ne băgăm în capăt, ne punem în capăt să mănânci? Hai la capul. Și stăm acolo să facem o filmare. Îl salutăm. Ai terminat partea aia și te-ai apucat de alta. Asta e alta? Mamă, ai făcut-o cu toată asta? Da. Bă, ești nebun. A lucrat aseară o grămadă. Dă mai încet, la vreo 15 hectare toată ziua e. Mă, am văzut, ai terminat și... Mamă, păi asta, mamă, mai e un pic și termin și partea asta, o termin seara asta până la 12. Cam așa, până la 12. Hai că o să mă... Bă, dă căldura mai mică, oprește, frate. Oprește de tot, e... Mamă, ce cald e aici. Ia zi, brother-ul meu, Socorghiom, ce părere... Asta deschide parbejul de aici, nu? Da. Bravo. Te puga a rămas de seara aici. Da. Trebuie să fac șocuri, că termin acum la Arad. Da, vină mă cu mine, vină la mine. Când vrei, vină la mine, facem un vlog și îl spălăm, îi dăm curățenie. Nu grei la spălătorie aici alea. Nu, dacă are tractoare. Are de alea care sunt mai înalte, vină și facem ca lumea. Tot așa. Dar interiorul vreau să-l șterg ca lumea. Șervețele. Dacă ne punem acum, când ajungem în partea aia, în capăt, fraților, o să ne punem jos și mâncăm ca tractoriștii. Mamă, mi-a scris în comentarii, frate, ia mai de joc cu camera aia. E treabă frumoasă de brother-ii mei. Termină brother-ul meu partea asta astăzi. Hai mă să ne punem noi acolo ca băiatul, ca băieții ăștia. Să vedeți, fraților, viața de... Aș putea spune viața de tractorist, a? Sau? Ce părere ai? Îți place șapta mea de la Clamar? A fost atunci. Bă, puși de aici, brother-ii mei. Lasă-mi ce treabă ai tu. Ia zi, fratele meu, cum te simți azi? Foarte bine. Bă, la cât ai venit seara? La 3? Mai multe. Dimineața la 4? La 5. Mamă, te-a luat la 5. Păi l-am sunat, te-am sunat și n-ai răspuns. Da, mă, dar de la vreo 3 am plecat, ai văzut, la Arad, la 3, până la 5, 15 hectare ești. Da, da. E 3 ceasul? E. Cam așa era și ieri când am. Așa-i place lui ăsta, ascultă muzică. Dar nu mai am telefon, manele, de-astea. Ei, ascultă la radio acum. Așa, brother, parchează-l undeva aici, întoarce-l. Ce înseamnă să n-ai bicicletă pe jos, a? Lume. Așa mă, brother, ia uite. Cu fața la soare vrei sau cu spatele? Pune-și tu cu fața ca să ne faci și noi poză. Întoarce-l invers și bagă-l în brazdă și lași plugul jos sau eu știu. Bă, ăsta nu-l deranjează telescoapele dacă lași în presiune? Nu are nicio treabă, nu? Stăm așa cu fața acolo? Lasă-l aici, lasă-l aici, aici, că se vede frumos. Mamă, ia cum îl oprești? Aha, îl opresc. Așa, brother, ia. Stai așa. E bluză. Oh my god! Ai că e ce trebuie! E frig greu afară, nu? E răcoare. De ce? Vrei să-l pui invers pe lângă roată? Ia vezi, brother, ce ai acolo? Am luat eu niște sandwich-uri, am o șaormă. Da? Bă, bravo, frate. Hai, mă, un tractor sus, mă, că e frig. A, mă, că frumos, aici e frumos. Nu mai ai nicio bluză? Urcă-te, mă, sus, mă. Hai, mă, fratele meu, să mâncăm aici, pe tractor. Urcă-te aici, mă, că murim, mă. Aule, ți-e frig? A, păi dacă tu ai stat la căldură, eu am geaca pe mine. Hai, las-o, dau eu jos mai. Hai, bine, mă, mâncăm aici. Las-o așa, hai că e ce trebuie. Ia, vrei și urmă? Nu, mănâncă fratele tău. Decât de la... Vezi, iau și tu invers, că să moară la rizele ăsta. Vreau să mănânc și eu un sandwich de ăla. Așa, brotherii mei. Și cum să pun eu camera? Hai, las-o, mă, că e ce trebuie de aici, de la noi, de acasă. Ia zi, brothere, socor eu. E ce trebuie? Suntem și noi la țară? Cu ce ți le-a făcut, mă? Cine ți le-a făcut, mă, ta? Hai că e ce trebuie. Așa, brotherii mei. Camera aici. Nu, stă, mă. Lasă-mă că ție brotherul vostru. Așa, fiți atenți. Pune șapca în cap, că aici trebuie. Fă-le reclamă la frații noștri. Claumar, pescar. Închide-o. Așa, brotherii. Ca să nu ne bată lumina în cap. Da, nu e treabă, mă. Nu e treabă, să moară Larisa. Eu am geaca pe mine și eu îmi permit să mănânc pe tractor sus, mă, sui. Socor eu. N-are, n-are, dacă eu vă spun că eu nu sunt sănătos. Mamă, ce aer de câmp! Fiți atenți aici. Uitați-vă, frățiorii mei. Mă ține asta, mă țin. M-ai speriat, veniți iar. Gata. Ia uitați. Bă, nu deschide trapa, cad cu aie. Dă-te, nu mai deschide trapa. Că nu-mi stă găoaza pe ea, închide-o. Așa, fratele meu, gata. Hai să vadă toată lumea cum se mănâncă de pe tractor. M-a dat ăla jos. Așa, brother. Să moară celebra mea vorbă, să moară Larisa. Da, e răcoarea, sunt, cred că, 6 grade. Uite, e îmbrumată, a stat în frigider. Ce? A stat în frigiderul la tractor. Cum ești, fratele meu? Hai, dă-te jos, mă! A! Lasă-mă, că mâncam și eu sus ca... Mâncam? Dacă mâncam. Așa, mă, fratele meu. Să moară Larisa de nu fi și stai jos cu mine, ca bătrânii ea, să stăm un pic aici. Două vorbe să scoatem. Două vorbe ca bătrâni, așa, la roata tractorului. Da? Așa de brotherii mei, pe pământ. Socor Ghion, fratele meu. Ce e, bă, explozia asta? E bună, să știi. Dar se poate și mai bine. Vreau să-mi lăsați în comentarii, toți. Cei care ați lucrat pe tractor, cu calul. Uite, mă, ce aer curat, mă. De-aia le explicam și în vlogul trecut că eu am lucrat vreo 6 ani pe taxi în București. Băi, acum nu mai lucrez din 2016. După ce a murit tăicuțul meu, Dumnezeu să-l ierte, gata. În primul rând, nu știu, eu mă simțeam ciudat că tata a lucrat cu mine pe taxi, a avut și el mașina lui, am avut mașina noastră și mi se părea un pic aiurea și auzeam, stați, auzeam, parcă îl știi? Mi se luase de taxi, nu neapărat de chestia, dar gata, m-am zis spun, că m-am săturat. Și dacă n-am mai lucrat pe taxi, ce credeți? Am filmat într-una, m-am ocupat de combinațiile mele frumoase, finuțe. E chestia că mi-am curățat plămânii stând numai la țară aici. Bine, numai la țară, mă duc o dată la 2-3 zile. Că e foarte aproape București de mine, sunt în linie dreaptă pe Google Maps, sunt 10 km, 12 km. Dar, deci sunt foarte aproape de București eu. E chestia că mi-am curățat plămânii. Băi, brotherii mei, la 5-10 km București, dacă ieșiți, e aerul curat, nu se simte nicio poluare, nimic. Iar acum dacă mă duc, de câte ori mă duc în București și mă apuc o oră aglomerată, ora 4, 5, 6, după masă, când e aglomerația infernală, eu am răbdare că nervii mi-am mâncat pe taxi. Adică i-am tocit, știi? N-am fost nervos niciodată. În trafic, pentru un începător în a conduce, cel mai bine e să facă taxi 6 luni, mă crezi? Pentru că nu mai e răbdare. Că dacă stai în trafic, stai pe banii clientului, ai înțeles? Eu stăteam că oricum făceam bani. Mai înveți șoferie, e bună asta? Și mai e o combinație. Când stau la semafor, când e aglomerație, nu știu dacă ți s-a întâmplat, da. Las-o acolo. Nu mai pot. Tot aerul din tobele de la eșapament, toate noxele de la mașinile din față, aerul, că stai cu aerul pornit, ți-l bagă în, nas. Eu dau să trag aer dinăuntru, din habitat. Miroase noxele alea, motorina, diesel, băule, nu vreau să aud de diesel. Am Loganul pe diesel, vreau să scap de el, dar îl mai trag la pescuit zilele, anul ăsta, un an, doi, e 2017, e 2007 Loganul, e bun. Dar mă simt super... Băi, ai zis că stăm puțin, hai din tractor că nu mai pot să-mi zic. Măi că e ce trebuie! Mă simt super nașpa, brother. Ia uite, Frigiderus, merge dată de Semișerus. Ia uite. Ia uite. Semișul aici a băgat. Da, 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 și asta ce? Torpedo? Da. Hai, marfum. Marfum, da, da. Am șervețele, tot ce vrei. Hai, brother, dă-i drum. Și a urma asta? Mai mă rog, iau gură din ea, acum mănânc eu, după o termin eu. Lasă-mă, o mănânci mai pe seară, nu? Nu o lasă mănânci mai încolo? Nu? Nu mă până-mi dai un telefon să pun muzică, nu plec. Ține aici. Păi atunci facem altceva. Mai dă o brază să te vadă prietenii noștri, ridică asta. E chestia că ajungem în partea altă și terminăm vlogul ăsta. Nu vreau să fac vloguri foarte lungi. Cât au? 13 minute, ajunge, până ajungem în partea aia, cobor acolo și am plecat. Că nu stau cu fratele meu toată ziua. Ba da, știți ce fac? Cred că o să fac un pic de live, nu știu, dar până ajung acolo, gata, terminăm live-ul și vreau să am și eu amintirile astea frumoase din primăvară. Aude, plugul s-a ridicat. Doare buta, rău. A, o iei pe câmp? Am o rolă de hârtie. Aoleu. Bagi îngrășământ aici? Gata, brother-ii mei. Hai să întorc camera cât mai vorbesc, ca să nu mă vedeți pe mine, că pe mine mă știți din sute de vloguri. Îmi vedeți viața aici frumoasă. Artă-i! Haide! Hai mă, dă un telefon să pun muzică, mă. Păi n-am cablul la niciun telefon, coaie. Am eu, mă. Păi n-am... n-am jack. Am mă la ăsta, dacă am jack. Ce n-ai, mă? Lasă că până acolo și la nu. Nu, mă, la iPhone n-are jack. La ăla, la Samsung. N-am nici la ăla, stai așa să-ți arăt. Bă, ești prost. Omoră mie, lări să tacam. Uite. La S, uite la ăsta, la S10. Ai, mă. Acolo ți-l dau. Hai, dă cu a, mă! Nu, mă, nu, gata, nu mai filmezi. Mamă, vezi că am atins asta. N-are mic. Păi stai să dau drumul la registru, să dau drumul la... Stai așa. Să dau drumul la date mobile. Hai dă-mi coacă, știu eu acum, mă. Păi vezi unde pui că să moară la să ne-ți cumpără tractorul ăla. Bă, nu merge așa. Se dai cu să ajungi. Da, dă la mine. Ține camera. Ține-o așa, filmează aici. Așa, brother, și ai grijă că e forța mea asta. Unde îl pui? Să trăiască măta. Da, mă, dă-l dracu de torac. Bă, vezi că am dat 42 de milioane pe ele, ești nebun? Așa. Ia, ce pune băiat? Ca la Pentium 4. Vezi unde-l pui, Alex? Ia, deschide aia și pune-l bine. Ia să vedem, lucrează? Da, că aveam o melodie jumichere aici. Hai că s-o moară astea de strâng și-a urma asta de nu iese găina din ea, ești prost. Dar te simți bine cu un S10 Plus în mână? Vezi că am și... Băi, pune-l mă bine, bă Alex, alunecă că e sticlă cu aia. Ești, bă. Bă, să nu cadă jos, să se spargă Alex ăla. Ok, hai că ne luăm la revedere. La revedere! Hai că ne luăm la revedere, dacă e revedere! Uuuu! Ei, bă! Mie mi te caci acum! Haide! Viață frumoasă, fraților, la țară! Vă iubim și ne vedem în vlogurile următoare!